Dumnezeu m-a pus pe inimă să vorbim despre un lucru care se întâmplă tot mai des în poporul Domnului. Trebuia să-l aduc înaintea dumneavoastră cu o săptămână înainte și Dumnezeu m-a întârziat. Sau Dumnezeu m-a întârziat pe mine. Haide să fiu corect. Că Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dar m-a întârziat pe mine să aduc cuvântul ca să fim și mai mulți în seara aceasta. Și totodată vă spuneam că o trebuie să experimentez niște lucruri în săptămâna trecută care, dacă n-aș fi știut, dacă nu aș fi cunoscut pe Dumnezeu așa în măreția Lui, dacă nu-L cunoșteam, să zic cum zice românul, la prima mână, unul care n-are rădăcinile cum trebuie, sper că înțelegeți ce spun, n-are rădăcinile unde trebuie să leagă, știți? Că noi trebuie să fim ca un copac, zice cuvântul lui Dumnezeu, sădit unde? Lângă apă. Care are rădăcinile înfipte, adânc. E, dacă nu ești așa, o chestie din asta, știți? Când vezi în poporul Domnului, vorbesc, compromisuri, zici, bă, dacă și ăștia, mă, nu? Gândiți-vă acum ce vă spun, nu? Ajungeți la un moment dat și ziceți, măi, cu ăștia mă duc, îl cunosc pe Dumnezeu, fac totul. Și la un moment dat vă dați seama că îți mai rău decât sunteți voi. Care înainte nu l-ați cunoscut cum trebuie pe Dumnezeu, nu? Sunt mai nedrepti, mai compromiși decât. Și ziceți, bă, apă-i, dă-i pace, eu sunt mai pocăit ca asta. Vreau să vă citesc un cuvânt, ca să nu mai mă duc prea departe înainte să intrăm în cuvânt. Și îl rog pe Jacob să proiecteze 2 Cronici, capitolul 13. Vom citi de acolo câteva versete, mai exact 22, sunt mai multe, dar este de trebuință să citim tot ca să înțelegem. Și apoi vom discuta, după cum v-am spus, subiectul din seara aceasta este compromisul, o poliță greu de plătit. Dau o explicație. O să mă întrebați ce înseamnă poliță. La americani spune policy. Adică te duci să-ți faci o asigurare și ți se face o poliță. Și noi ne luăm asigurarea respectivă să fim asigurați. Ei, ca să înțelegeți ce vreau să scot în relief, unii își aleg compromisul ca o poliță de asigurare. Și o să vedeți că nu lucrează. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit 3 ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia, fata lui Uriel din Gibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteși, 400.000 de oameni aleși. Și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de oameni aleși, războinici viteși. De pe vârful muntelui Tsemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: ascultă-mă, Ieroboame și tot Israelul, nu trebuie oare să știți că Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca? Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. Niște oameni de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului care este în mâinile fiilor lui David? Și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Ieroboam ca Dumnezei. N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiul lui Aron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Ascultați acum. Oricine venea cu un vițel și 7 berbeci ca să fie sfințit, să făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aron și leviții stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candele lui. Căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Ieroboam
el lua pe dinapoi, cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoi a lor. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și 500.000 de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Abia a urmărit pe Ieroboam și a luat cetăți, Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul cu satele lui. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Ascultați acum diferență. Dar Abia a ajuns puternic, a avut 14 neveste și a născut 22 de fii și 16 fete. Celelalte fapte a lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido. Un pasaj lung, 22 de versete, dar am vrut să vă citesc absolut totul, între capitolul, ca să înțelegeți niște lucruri foarte, foarte, foarte importante. De trei ori am specificat foarte, pentru că sunt extrem de importante. Fraților, păcatul din ziua de astăzi, care nu-l mai bagă nimeni în seamă și care se află în poporul lui Dumnezeu, și ascultați-mă, este unul dintre cele mai mari păcate care se comit, este compromisul. Noi ne uităm și zicem păcat de moarte, curvia, blasfemie, unde Dumnezeu zice nu se poate ierta nici în viacul ăsta, nici în viacul următor. Sodomie și așa mai departe. Dar ascultați-mă, compromisul este mult mai periculos ca multe dintre aceste păcate, pentru că în el sau cu el vin alte duhuri care se alătură. Mă vreau să intrăm scurt în subiect, timpul să scurge foarte repede, știu că sunteți și obosiți în seara aceasta, dar aș vrea să vă uitați atent în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegeți niște lucruri foarte, foarte importante. Ascultați ce spune încă o dată versetul 1. În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. Cum a fost Ieroboam? Zice cuvântul lui Dumnezeu că a fost vai și amar de el. Așa am citit, nu? 18 ani de zile în care întreaga țară, știți că Israel a fost împărțit tot timpul în două, știți? A fost Ierusalimul un împărat și Iuda a avut alt împărat, dar toți erau frați, toți erau din Ierusalim, toți trebuia să fie copiii lui Dumnezeu. Dar dubios, 18 ani în care Dumnezeu lasă ca un împărat să distrugă absolut totul, să-i ducă în rătăcire pe oamenii ăștia și dintr-o dată zice cuvântul lui Dumnezeu că după 18 ani peste Iuda a început să domnească Abia. Și o să ziceți, dar de ce l-a scos Dumnezeu de la început? Că a dat Dumnezeu timpul ăsta, 18 ani, să se pocăiască și să facă ce-i drept. Și nu a făcut. La un moment dat a zis Dumnezeu, mă, dar trebuie să am și unul care să apere interesele mele, pentru că până la urma urmei e poporul meu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că Abia a domnit 3 ani la Ierusalim, mama sa se numea Micaia, fata lui Uriel din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. Aici deja intrăm cu într-o problemă. Pe cum, Doamne, război în poporul tău? Bă, ăștia ar trebui să se înțeleagă, nu? Ama, să vă deschid puțin mintea. Sunteți într-un oraș, da? Și-s două adunări, sau trei. Ar trebui să se invite unii la alții. Să zică, mă, data viitoare veniți voi la noi. Acum venim noi la voi. Măi, câți ați reușit să întoarceți la Domnul în luna asta? Până a reușit 17. Băi, 25 am întors. Și ăsta zic, măi, luna viitoare tragem mai tare. Și ne strângem data viitoare cu încă 70 de oameni. Și arătăm Domnului bucuria din inimile noastre. În schimb, ce se întâmplă, fraților? Știu eu pe la alt. Și la altul știe pe la alt.
Și să fac lucruri care nu trebuie să se facă, dar ascultați. Toți suntem poporul lui Dumnezeu. Când vine și ne întreabă cineva și ne ia la bani măruți, măi, îți pocăit. Și îți de acolo. Îți din poporul Domnului. Îți din Israel. Și acum ascultați. Abia a început lupta cu oaste de războinici viteși, 400.000 de oameni aleși. Vreau să fiți atenți la cuvântul ăsta. Și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de oameni aleși, războinici viteși. La prima vedere zici, nici nu se pune problema, nu? Auziți? Vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna ăștia compromiși au armată puternică, frate. 800 de oameni aleși și viteși. Deci acum vreau să vă întreb ceva. Că zice cuvântul lui Dumnezeu că și oamenii lui Ieroboam erau aleși, dar și oamenii lui Abia erau aleși. Acum vreau să vă întreb ceva. Fiți atenți! După ce standarde? Deja intrăm într-o problemă aici. După care standarde? Ascultați acum că vreau să vă spun un lucru. Ce mi-a zis mie cineva în locul ăsta unde ne aflăm. Mă duc mai departe. Un păstor mi-a zis. Păi în felul următor. Băi, eu mă uit la oameni pentru că eu sunt om de interes. Zice, eu când văd că unul are ceva de oferit, îl bag repede în slujbă. Asta și m-am uitat la el și am zis, păi nu spune Dumnezeu, nu. Eu mă uit, eu sunt om de interes, văd că cineva are ceva de oferit, îl bag în slujbă. Am vrea să vă întreb ceva. Pe ăla care l-a băgat în slujbă, cine l-a ales? El, nu? Un om. Vedeți? Diferența dintre Abia și Ieroboam și oamenii lor era următoarea. Abia făcea voia lui Dumnezeu și și-o ales oamenii viteși după cuvântul lui Dumnezeu. Iar Ieroboam, ce-a făcut? Și el și-a ales. Oameni viteși i-au băgat la duzină. Și la prima vedere, 800.000, frate. Când te uiți, zici, băi, ăștia, gata, majoritate, puternici, au tot ce le trebuie. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu, acum ascultați-mă un lucru, întotdeauna, cel necompromis va striga tare adevărul. Cel compromis o să-l țin așa, undeva, băgat. Știi, să nu știe nimeni de el. Ascultați ce-a făcut omul lui Dumnezeu Abia. Zice, de pe vârful muntelui Tsemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis, ascultă-mă, Ieroboame, și tot Israelul. La prima vedere zici, ce să te ascult, mă? Tu cu jumătate, noi dublu. Tu n-ai niciun fel de putere, n-ai niciun fel de... Și te mai vrei să te și ascultăm noi pe tine? Ascultă-ne tu pe noi, mă. Vreau să vă spun ceva. Cel care are cuvântul lui Dumnezeu și se teme de Dumnezeu va spune întotdeauna adevărul. Nu se va compromite niciodată. Știți ce putea să facă? Putea să zică, bă, și așa ai 800.000, mai am și eu 400.000. Hai mă să facem cumva să fie bine. Mă, ne unim cu toți, mai închid și ochii, mai închid și tu ochii și facem mă să fie bine. Și până la urmă, oaste puternică a lui Dumnezeu. Era bine? Ce ziceți? Nu, nici vorba. Că nu l-a pus Dumnezeu în Iuda, tot în Israel, ca să mai aibă încă unul compromis ca și celălalt. Nu l-a pus Dumnezeu acolo. Și ascultați ce le spune. Ascultă-mă, Ieroboame, și tot Israelul. Vă întreb acum ceva. De ce să-l asculte Ieroboam și tot Israelul? De ce? Că lui deja știau, mă, l-ascultau. Și pe el și pe Dumnezeu. Nu mai era nevoie că ăștia să ascultea, știau adevărul. Nu era compromis. Nu trebuie oare să știți că Domnul, versetul 5, că Domnul Dumnezeu lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate? Am o întrebare. Cine călca legământul? Abia sau Ieroboam? Păi când tu ești alesul lui Dumnezeu și altul vine cu 800.000 și vrea să te deie la o parte și vrea să-ți bage bețe în roate și vrea să facă tot felul de lucruri ciudate. Cine a avut legământul și cine nu are legământul, fraților? Abia avea legământ pe care Dumnezeu l-a stabilit. Nu? Și-a spus lui David, ei, o am să-ți dau un urmaș. Și pe scaunul tău de domnie va fi și din el. Nu se va îndepărta de la casa ta. Dar ascultați acum, zice că Ieroboam, dar tot el spune. Eu asta și m-am gândit, de ce trebuie să spună ăsta adevărul? Auziți?
necompromis, o trebuie să spună despre compromis. Ascultați ce spune el în fața tuturor. Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. Cine a pus pe Solomon împărat, fraților? Fraților, când noi ne răzvrătim împotriva slujitorului Dumnezeu, asupra cui ne răzvrătim noi? Nu împotriva lui Dumnezeu. Și acum ascultați cum s-a răzvrătit. Că nu s-a răzvrătit singur, că niciodată, fraților, ăsta compromis nu se duce să facă slujba singur. Zice cuvântul lui Dumnezeu, niște oameni de nimic, oameni răi s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. Roboam a avut o problemă. Știți care e problema? Ce cuvântul lui Dumnezeu că frica de oameni este o cursă și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ce ziceți? S-au avut frică de Domnul? Nu, s-o temă de oameni. Și ăștia au reușit să facă ceea ce au făcut. Dar vreau să vă spun ceva. Abia nu a avut cât s-a avut Ieroboam. Dar abia nu s-o temut de Ieroboam, ci abia s-o temut de Domnul. Vreau să vă spun ceva. Când te temi de Domnul, nu te compromiți ca să iei cu tine niște oameni de nimic, oameni răi care să strâng la tine și care să se împotrivească lucrării lui Dumnezeu. Înțelegeți ce vă spun eu în seara asta? Dar îmi place de Abia că le trage atenția la un lucru important. Și acum, zice el, versetul 8, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care i-a făcut Ieroboam ca Dumnezeu. Ascultați, ei credeau? Da. Deci acum voi credeți? Chiar credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției cui? De ce nu a spus împărăție din Iuda, pe care eu o conduc? Eu am fost ales. El a zis, ascultați-mă, el a recunoscut un lucru. Măi, Roboame, tu nu înțelegi ceva. Pe mine Dumnezeu m-a pus în slujba asta. Și tu nu poți să vii împotriva mea, de ce? Că nu vei avea biruință, mă. Am ascultați-mă. Problema este că la cei compromiși, biruința știți cum vine? În numărul celor mulți. Ai mulți care dau din gură. Ai mulți care știu să se lupte în mod ciudat. Ai mulți care știu să aducă verși uscate. Iar cel necompromis știți ce are? Adevărul și pe Hristos. Atât. Zice cuvântul lui Dumnezeu că pe lângă treaba asta le mai atrage atenția la ceva și zice, n-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Și acum ascultați, oricine venea cu un vițel și 7 berbeci ca să fie sfințit, să făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Vreau să fiți atenți acum la cuvântul ăsta că e foarte, foarte important. Partea a doua special. Oricine venea cu un vițel și 7 berbeci ca să fie sfințit. De cine? Și pentru ce? Să făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Aici e o problemă mare de tot. Am să vorbesc acum pe direct. Nu mă interesează cine aude. Am fost plecat, fraților, la Cleveland, Tennessee. Și m-am dus acolo pentru că am avut MIP graduation. Ministerial Internship Program, se numește. Am fost împreună cu Jacob, împreună cu soțiile noastre. Acolo, după cum bine știți, trebuia să mă întâlnesc cu cineva, tot un român, ca să discutăm situația de aici și lucrurile cum să... Și vreau să fac paranteza asta. El m-a contactat pe mine, nu eu pe el. După cuvântul Domnului, Dumnezeu m-a vorbit și a spus că voi fi contactat, am fost contactat. Ne-am înțeles că ne întâlnim și știți ce s-a întâmplat. Nu mai venim. Și abia au mers până acolo. Ați înțeles? Abia au mers până acolo și Ieroboam nu mai venit. Și acum, fraților, eu i-am spus ceva soției. Cineva mi-a spus, zice, mă, totuși o să vină cineva, zice, care e împreună acolo, din bordul lor, o să vină cineva. Și eu i-am spus soției, am zis, măi, dacă vine ăla la alt, eu mă duc și le iau de urechi. Eu mă duc și atrag atenția ca și Abia.
Știți că Abia a strigat? Știți ce a strigat? Mă, vă mai aduc aminte. Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeu lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David? O strigat? Da. Ce-a făcut el de fapt? Vă rog să-mi spuneți. Ce-a făcut? L-a tras atenția și l-a spus adevărul. Băi, băgați de seamă că nu vă jucați. Că voi n-aveți de-a face cu mine, voi aveți de-a face cu cel care m-a trimis pe mine, drept? Și vine respectivul, știți? Și eu mă duc la el. Soția, o știu. Eu la un moment dat m-am desprins și m-am dus direct la el. Îl cunosc puțin. Am dat mâna cu el, pace. Și zic, auzi, am o întrebare la tine. Să nu te supăr pe mine, eu sunt mai direct, așa zic. Mă, zic, cum se poate, mă, să fie atâta minciună, mă, în bordul vostru? Cum au stat așa, am spus? Ăla au făcut niște ochi mari când l-am întrebat. Mă, zic, cum puteți să umblați cu atâta minciună, mă, cu atâta întortocheală? Știți care a fost prima întrebare? Ascultați. Deci, auzi, am întrebare la tine. Tu de unde ești din țară? Și eu zic către el, păi eu sunt din Banat. Da, zice, vă place să spuneți adevărul, băi. Zic, mă, nu, noi suntem drepți, mă. Și pe lângă treaba asta, ne-am mai și pocăit. Știți? Ne-am pocăit. Și nu ne mai compromitem acum cu lucrurile de nimic. La care mi se spune că, zice, băi, zice, eu ți-am luat ție apărarea, am vorbit despre tine, am pus o vorbă bună cu 3 săptămâni în urmă și mi s-a spus că deja tu ești în tratative cu celălaltul. Dar nu mai eram nicio tratativă cu celălalt, știți? Cu 3 săptămâni în urmă. Altă minciună. Altă șmecherie. Și eu mă uit și zic, ok. După care zice către mine în felul următor, vreau să fiți atenți, că are de-a face cu textul. Deci auzi, cel cu care ai tu de-a face, zice, el cam așteaptă așa să, vă dați de înțeles, să-i săruți picioarele. Deci vezi că el e foarte diplomat. Zice, trebuie să fii și tu diplomat. Ascultați. M-am uitat așa, nu i-am spus, dar vă spun vouă. Mă, eu nu știu decât două feluri de diplomat. Diplomat servietă și diplomat tort care îl mănânc. În rest, nu știu alt diplomat. Râdeți, faceți ce zic. Eu vă spun adevărul. Eu nu cunosc alt fel de diplomat. Nu cunosc. Astea sunt singurele două feluri de diplomat. Servietă, în care îți bagi actele, și doi, tortul care îl mănânc. Îmi place. Diplomatul e prăjitura mea preferată. Dar ca să fiu diplomat, știi ce înseamnă? Să fii șmecher, să fii compromis. Și zice către mine în felul următor, zice, auzi, să știi că și am încercat cu ăsta cu care ești tu acum, și am încercat cu el, tot așa ca și tine, să țin adevărul sus. Și zice, n-am ajuns niciunde. M-am dat seama, zice, la un moment dat, zice, ascultați, o trebuie să mă port și eu cu diplomație până mi-am ajuns scopul. Am uitat la el. După care zice în felul următor către mine, auzi, ascultă sfatul meu că o să-ți fie bine. Ascultați acum. Nu mă interesează că o să se audă. Nu mă interesează. Eu vă spun adevărul. Că Șabia a strigat adevărul de sus de pe munte. Nu m-a interesat că împreună cu Ieroboam au fost 800 de mii. Dublu decât a avut el. Că așa se uită la noi unii. Și zic, mă, puțin. Puțin să fim și Domnul Știrilor să fie cu noi și avem majoritatea. Și zice către mine în felul următor. Zice, auzi, fii atent. Dacă tu mă asculți pe mine și o să fii diplomat cu el, fii atent aici. Ascultați-mă acum. Băi, o să poți să-ți faci un cuib al tău acolo de unde ești și să nu te mai tăie niciodată la o parte. Am uitat la el și am zis către el, ce să-mi fac? Eu zic, băi, nu-s pasăre, găină, nu-s... Eu să-mi fac un cuib! Eu să-mi fac un cuib! Că a zis, măi, oameni buni, eu am citit Isaia 53, care spune, om al durerii și obișnuit cu suferința! N-avea unde să-și plece capul. Drept? A avut vreun cuib? Vă rog să-mi spuneți, a avut vreun cuib? Și totuși a fost împăratul împăraților și domnul domnilor, regele regilor. Și auziți? Dacă mă asculți, o să-ți faci și tu un cuib acolo. Nu o să te mai dea nimeni la o parte. Și am zis, bă, oameni buni, voi nu înțelegeți un lucru. Nu mă interesează că dacă mâine Dumnezeu îmi spune să mă dau la o parte, mă dau la o parte. Nici o fel de problemă. Dar vreau să văd odată poporul ăsta schimbat cum trebuie. Asta e ceea ce vreau. Nu mă interesează să fiu de sine stătător și să rule with an iron fist, cum zice americanul. Să am în mână un sceptru și băi, ori faci, ori dacă nu stai capul. Nu. Ascultă-mă, dacă nu slujești pe Dumnezeu de bună voie, ești cel mai mare nenorocit. Bunica mi-a zis către mine, alege pe cine vrei. Ori la discotecă, ori cu Dumnezeu, din două una, că într-o zi. Zice, îți vei da seama că ai pierdut și oportunitatea să te bucuri de viața asta, așa cum îți place ție.
Și nici pe Dumnezeu nu l-ai slujit. Nu ești nici acolo, nici acolo. Nu te-ai bucurat nici de aia, nici de aia, știți? Cam așa e și cu Dumnezeu. Și m-am uitat la el, fraților, și am zis către el, vai, vai, vai. Și acum, să nu mă înțelegeți greșit. Ăștia sunt oameni care sunt în jurul nostru și au un cuvânt de spus. Și mă rog să audă predica asta și să se pocăiască. Ziceți amin. Amin. Să se pocăiască. Pentru că noi n-avem cuiburi. Mâine zi vine Domnul. Unde? Unde ne ducem? Singurul meu cuib, știți care e? În împărăția lui Dumnezeu, să dea Dumnezeu să fiu primul acolo. Cuibul ăla să fie al meu și al vostru. Și acum vreau să vedeți diferența dintre cei compromiși și cei necompromiși. Ascultați acum ce spune. Până aici au vorbit Abia despre ceilalți, despre ăștia compromiși. Și acum ascultați ce spune despre cei necompromiși. Ăștia 400 de mii, jumătate. Ăștia care nu-i bagă nimeni în seamă. Ați înțeles? Dar cât despre noi, zice Abia. Domnul este Dumnezeul nostru. Hai să mă duc puțin în spate. Ascultați. Versetul spune, n-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiul lui Aron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Și spune, oricine venea se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Diferență. Dacă despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am... Oh, deja lucrurile se schimbă. Noi nu l-am părăsit. Vreau să vă întreb, prin ce l-a părăsit Ieroboam? Prin compromis. S-a compromis cu păcate, cu șmecherii, cu mită, o băgat în slujbă pe cine nu trebuie. Și spune așa, preoții din slujba, ascultați-mă, a cui? Lucrurile se schimbă. Preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aron. Hai să vă traduc acum scurt. Sunt cei care se califică, nu merge oricum. Sunt cei care sunt puși deoparte. Sunt cei care Dumnezeu i-a rânduit. Sunt cei care Dumnezeu i-a chemat. Ați înțeles? Și leviții stau și își împlinesc? Oh. Care slujbe, fraților? Leviții cântau. Leviții spuneau adevărul. Leviții lăudau pe Domnul. Leviții încurajau. Leviții vin și spun, Domnul este cu noi. Asta e slujba lui leviți, fraților. Și când levitul cântă, știți ce se întâmplă? Să coboară Dumnezeu din ceruri. Știți? Eu vă întreb pe voi, din ce cauză Dumnezeu a pus în slujba lui preoți, leviți și așa mai departe? De ce? Pe fiecare la locul lui! Și când fiecare face slujba așa cum cere Dumnezeu, nu e nevoie de compromis. Știți? Că să coboară Dumnezeu în mijlocul laudelor. Să coboară Dumnezeu acolo unde copiii lui sunt curați. Acolo unde nu există compromis. Și acum ascultați, să ducem mai departe. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea... Oh! Dar de ce a spus cea curată? Că al ăștia alaltă era curată? Să făceau tot felul de șpecherii. Fac acum o paranteză. Am fost la Arizona, stăteam încă acolo. V-am mai spus treaba asta unora dintre voi. Și într-o seară suntem la rugăciune. Și vine un proroc, nu-l cunoaște nimeni. Și vine la păstorul asistent de unde eram. Și așa vorbește Domnul. M-am uitat la inima ta și am văzut că ai o inimă bună. Dar ce am împotriva ta? Ascultați acum. Este că stai la masă cu oameni care cu mâini necurate învârt bani murdari pe sub masă. Wow, ne-am blocat toți. 100 de persoane, 80 cât am fost. Ne-am blocat. Ce ziceți? Curată masa? Ha? E problema, așa-i? Și vreau să vă spun acum ceva. În 6 luni de zile au avut de 2 ori lucrarea asta prin 2 vase diferite. Soția a fost acolo, nu vă mint, întrebați-o. Și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candele lui. De ce faceau toate lucrurile astea? Vă rog să-mi spune, de ce făceau? Care era motivul? Acolo sunt 2 puncte și zice, căci păzim poruncile Domnului, Dumnezeului nostru, dar voi l-ați părăsit. Traducere. Toate lucrurile astea le facem pentru că noi nu ne-am compromis. Ce ne-a cerut Dumnezeu să facem, noi facem cu exactitate și diferența dintre noi și voi
este că noi suntem cu Domnul și Domnul este cu noi, dar voi l-ați părăsit și știți traducerea, știți? Și Domnul v-a părăsit pe voi. O trebuie să meargă mai departe? Nu. Și o să mă întrebați de unde știu. Citim imediat și o să vedeți. Și acum ascultați. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi, în fruntea noastră. Ascultați-mă. Dacă noi nu mai avem pe Dumnezeu și preoții lui adevărat în fruntea noastră, nu mai avem nimic. Știți? Nu mai avem absolut nimic. Avem niște oameni care se compromit, care ne duc din stânga în dreapta. Și am vrea să vă spun un lucru. Și mai fac încă. Iar o să mă aud, dar nu mă interesează. Mă spuneam că am ajuns acasă. Vorbeam de preoți. Am ajuns acasă. Am venit joi. Iertați-mă, luni am ajuns acasă. Hai să mai fac o paranteză înainte să vă spun treaba asta. Miercuri am scris un mesaj la clientul meu. Biletele au fost cumpărate din februarie 13. Și au fost făcute biletele, luate să ne întoarcem duminică acasă. Și eu când i-am scris la clientul meu, i-am zis, nu pot să vin să mă întâlnesc cu tine că sunt plecat și numai luni mă întorc acasă. Știți când m-am întors acasă? Știți? Să te ferești ce spui, nu? Când ești proroc. Poți să spui orice. Luni m-am întors acasă. Cum am scris la în text? Când am ajuns acasă m-am uitat, zic, oh my gosh. Ce am scris s-a întâmplat. N-am venit. S-a întortocheat tot. S-a dat biletele peste cap. S-a dat avioanele. N-am mai pierdut nimic. Luni am venit acasă. Cum am zis. Și venim acasă, fraților. Obosiți. Obosiți. Și când ajungem acasă, eu vorbesc cu voi pe direct. Nu mă interesează cum a spus cine ce spune. Ajungem și găsim aici pe Ruti și pe Alex. Fata noastră care se căsătorește. Și văd că-s bulversați. Și zice, o, trebuie să vă spunem niște lucruri. Da, zic, vă ascultăm. Acum ascultați. Știți că noi am fost până acum câteva luni de zile, am ajutat o adunare, că mi s-a cerut ajutorul, știți, nu? Știți, nu? Păstorul de la adunarea aia o sunat pe tata copilului, care a plecat de mult de la el din adunare și pe care l-a vorbit de rău. Iertați-mi, eu vorbesc pe direct. Și l-a sunat și a zis în felul următor, auzi, în urmă cu vreo 8 luni de zile, copilul tău ăsta care se căsătorește, o veni să-mi viziteze adunarea. Și eu atunci i-am zis, auzi, îți place de Ruti asta lui Teodorescu, îți place? Da, zice, îmi place. Mă, să știi că e fată bună, mă. Băi, familie bună. Băi, să faci ce știi și să o iei de nevastă, că e familie la locul lor. Acum ascultați. 3 zile în urmă l-a sunat pe tata copilului și zice, auzi, am o rugăminte la tine. Spune-te, rog, la copilul tău că am vorbit cu el 8 luni în urmă și am dat un sfat, dar spune că-mi iau cuvintele înapoi și să nu facă treaba asta că se nenorocește pe viață. Vă place? Ascultați-mă. Ascultați-mă. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Lăsați-vă de minciună și fiecare să spună aproape lui său adevărul. Bă, ce preot îs eu, mă, când trebuie să sun prin spate. Și auziți acum, vreau să vă spun ceva. Deci nu-mi place de ăla, știți? Dar acum auziți, îl avertizez că îmi pare rău de el. Și acum vreau să vă întreb ceva. Când a fost greșit? 8 luni în urmă sau acum? Întrebări grele, fraților. Întrebări grele. Așa-i? Dar totuși avem de-a face cu lucruri ciudate. Okay? Ne băgăm la compromisuri să ne iasă nouă bine lucrurile. Stricăm chiar și căsătorii dacă e nevoie, numai să ne ajungem noi scopul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Abia o zis în felul următor. Copiii lui Israel, ascultați, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, că nu veți avea nicio izbândă. Vă place atitudinea lui Abia? O spus el, băi, nu vă bateți cu noi. Așa au zis. Mă, nu vă războiți împotriva noastră. Așa au zis. Nu, mă. Băi, le-a spus așa foarte, foarte cu tact. Zice, auzi, mă, voi nu înțelegeți ceva. Mă, voi nu înțelegeți că Domnul e cu noi și voi nu sunteți cu Domnul. Și voi deveniți împotriva noastră. Vă luptați împotriva celui care ne-a trimis. Și acum ascultați-mă, o altă traducere. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-i compromis. La Dumnezeu, iertați-mă să așa direct, ce e în gușă e și pe ușă, cum zice românul, știți? Dumnezeu nu merge că să spună să mergi dreapta, de l-a vrut să spună să mergi stânga, așa face Dumnezeu. Nu. Dumnezeu îți spune clar, măi, că trebuie să faci stânga, faci stânga, că trebuie să faci dreapta, faci dreapta. De ce? Că Dumnezeu e adevărul, măi.
Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vrei să ajungi la Tatăl? Vrei să cunoști adevărul? Vrei să rostești? Ia-L pe Iisus cu tine. Și acum ascultați. Ieroboam, asta e tactica celui rău, compromisilor. Ieroboam i-a luat pe dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoi a lor. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Ascultați acum, ascultați-mă. Nu vi se pare ciudat? Ăștia care sunt compromiși, se luptă în altă direcție. Și ăștia necompromiși, sunt atacați de unde? Și din față, și din spate. Mă fiți atent la un lucru. Au pus niște oameni care stăteau... Ăștia săia, fraților, știți care săia? Ascultați-mă. Ăștia când te uiți la ei, îți spita lui Dumnezeu. Când vorbești cu ei, numai Domnul știu să spune. Domnul sus, Domnul, îl iubesc. Dar ascultați-mă ce vă spun. M-am mai dat o dată exemplu ăsta. Vine un frate, proroc, din altă parte, din România au venit. O sta la noi 5 zile. Și în ultima zi ne ducem să vizităm o familie din locul ăsta, mai în vârstă. Am vrut să fac paranteza asta. Am avut lucrări prin el, cu Dașamin, în alea 5 zile. Putea Dumnezeu să ne vorbească, nu? De mai multe ori. Și în ziua când ne ducem acasă la oamenii ăștia, când să plecăm din casă, facem o rugăciune. Și soția are o lucrare. Și zice Domnul în felul următor. Așa-ți vorbește Domnul femeie. Iată că scurtă vreme. În zilele următoare zice, nu mai știu cum s-o exprima. Zice, va veni la tine o mâță neagră. Și zice, să ai grijă, zice, că e plină de pureci, plină de infecții de ăsta, zice Dumnezeu, să nu primești, să o dai afară. Auziți? Măi, m-am uitat, am zis, Doamne, ce lucrare mai fi și asta, mâță neagră, plină de pureci, de infecții. Ascultați-mă ce vă spun. Mâine zi s-a întâmplat. Dar odată am văzut persoana asta undeva la o mormântare. Și-a venit așa, Domnul meu, eu sunt cu Domnul meu în fiecare zi. Domnul meu, și mă, și un frate se întoarce către noi și zice către noi, vedeți pe sora asta, o iubesc. Și ce am vrut să-i spun, mă, iubești pe diavolul. Supărați pe mine, nu mă interesează, că eu vă spun adevărul, iubești pe diavolul. Că ăștia sunt oamenii care sunt puși, unde? La pândă. Și o să mă întrebați de unde știu, hai că vă spun. Mâine ziua vin la noi acasă și o stat până la 11:30 la noi acasă. Știți cum s-a arătat față de noi? Ea era cu noi. Vai, vai, vai. Și ce s-a întâmplat? Uite aici cineva care vă poate spune. La 11:30 a plecat de la noi la altcineva acasă și tot ce a vorbit cu noi a spus în partea lor. Și mâine zi vine cineva și ne spune, băi, la noi la ora 12 noapte ne-am trezit cu mâța neagră. Și acum se zice, fii atent, ascultați-mă, eu nu știu ce zic. Pe lângă faptul că o veni și ne-o dat și nouă parte din pureci și din ce a avut, o mai dus acum să descarce tot. Și o stat și o ținut oamenii până la nu știu ce oră să le mai spune și lor tot ce vorbi la noi. Eu vă întreb pe voi, unde o stat ea? La pândă. Ce ziceți? E compromis? E compromis, fraților? Și vreau să meargă lucrurile bine. Și acum ascultați. După ce au avut de luptat împotriva lor înainte și înapoi, i-au făcut ceva. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Ascultați-mă ce vă spun. Ajutorul nostru vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Nu mai strigați în stânga și în dreapta la cei care astăzi îți promit ceva și mâine zi fac cu totul altfel. Strigă către Domnul, zice o cântare. Orice ce te apasă, strigă către Domnul, căci El nu te lasă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și fiți atenți acum. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război. Și la strigătul de război al oamenilor lui, cui? Lui Iuda. Cei care erau cu Abia, necompromisii, ascultați acum. Abia și cu cei 400.000 de oameni i-au lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și al lui Iuda. Așa scrie. Ascultați-mă. Noi trebuie doar să strigăm către Domnul și zice cuvântul lui Dumnezeu și Domnul a lovit pe Ieroboam și pe
tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. V-a spus întrebarea din ce cauză Dumnezeu a lovit pe tot Israelul. De ce? Că erau toți compromiși. Că Abia le-a zis de la început, ascultați Ieroboame, tu și tot Israelul. Toți suntem toți compromiși, aveți o problemă mare de tot. Știți ce a zis el de fapt? De nu vă pocăiți, vine mâna lui Dumnezeu peste voi. O venit? Copiii lui Israel, versetul 16, au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile... Oh. Abia și poporul lui, versetul 17, le-au pricinuit o mare înfrângere și acum ascultați. Cu cât au venit aia? 800 de mii. Și 500 de mii de oameni aleși, eu acum fac o paranteză, aleși de Ieroboam, au căzut cum? Morți. Printre cei din Israel. Ascultați-mă acum. Un lucru care nu-l doresc nimănui. Știți ce s-a întâmplat după asta? Ascultă-mă. Nu-i de ajuns că acum Dumnezeu te-a lăsat de ai fost înfrânt. Nu-i de ajuns. Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea. Și aici fac o paranteză. Compromis și nu vor fi smeriți niciodată. Lor când le spui, ei știu totul. Lor când vrei să le arăți adevărul, n-ai ce să le arăți lor. Că ei nu smeriți, ei sunt mândri. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că mândria merge înaintea? De ei. Și spune că copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat ce? Biruința, pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Nu s-o sprijin pe o șmecherie, pe o învârteală, pe un compromis, pe niște oameni care au venit pe dinapoi și pe dinainte, pe niște oameni care au fost la pândă, nu? Nu. No. S-au sprijinit pe Domnul părinților lor. Abia a urmărit pe Ieroboam și a luat cetăți. Betelul cu satele lui, fiți atenți acum ceva, fiți atenți că nu i-am pus numele acolo. Ascultați, nu i-am pus numele acolo. Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul cu satele lui. Vă mai deschid un picuț ochii. I don't care ce zice nimeni. Vedeți ce arată aici? Numărul 3. Fiți atenți, doar atâta vă spun. În seara asta nu vă dau mai multe detalii. Și acum ascultați. Nu eu le-am pus. Vă rog să mă credeți. Nu eu le-am pus. E cuvântul lui Dumnezeu. Ieroboam, versetul 20. N-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul a lovit și a murit. Am o întrebare. Din ce cauză nu a mai avut putere pe vremea lui Abia? Din cauza că unul era compromis și altul era cu Domnul. Necompromis. Să nu uitați ce vă învăț în seara aceasta. Compromisul va pierde în orice instanță. Pe când adevărul va rămâne în picioare. Am să vă spun un lucru care voi nu l-ați văzut, că nici eu nu l-am văzut până Duhul Sfânt mi l-a dat acum câteva zile în urmă. Ascultați-mă, într-o zi un împărat al Babilonului s-a compromis să facă un vițel mare, un chip turnat și a cerut la zeci de mii de oameni sau poate sute de mii de oameni să se închine lui și au fost trei care au spus, noi nu ne închinăm. Vă mai aduceți aminte de ei? Șadrac, Meșac și Abednego. Știți că în cuvântul lui Dumnezeu nu mă duc acum că timpul s-o spus. Zice că oamenii aceștia, ascultați-mă, citez, fără să citez din Biblie, dar citez din memorie, oamenii aceștia au fost legați cu izmenele lor și cu mantalele lor și aruncați în... Așa scrie. Vă rog să spuneți, așa scrie sau nu? Ok. Nu scrie cuvântul lui Dumnezeu că în momentul când au fost scoși afară din foc, nici hainele nu le-au mirosit la... Oh. Pe cum, mă? Ascultați-mă. Compromisul te dezbracă în pielea goală. Iar Hristos te îmbracă în slava Lui. Eu intrat dezbrăcați de un om, dar când au ieșit afară, au ieșit afară îmbrăcați de Dumnezeu. O să ziceți, de unde știu treaba asta? Pe dai scris. Ce că nici hainele nu le-au mirosit a fum, zice cuvântul lui Dumnezeu când au ieșit afară. Cine a îmbrăcat? Hristos i-a îmbrăcat în slava Lui, slăvit să fie Domnul. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia. Și Domnul ce-a făcut? L-a lovit și a murit. Ascultați-mă ce vă spun în seara aceasta.
prețul, ultimul preț al păcatului compromisului este moartea. Când te compromiți până la capăt, mori. Iar când rămâi necompromis până la capăt, Hristos însuși va veni și va dovedi tuturor că tu ești cu El și El e cu tine. Știți? Asta s-a întâmplat cu cei trei care au intrat în cuptorul cu foc. Și acum ascultați diferența. Ieroboam a murit și versetul 21 spune așa: dar Abia, cel necompromis, a ajuns cum? Puternic. A avut 14 neveste și a născut 22 de fii și 16 fete. Ascultați-mă un cuvânt de înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Abia a ajuns, nu a fost făcut peste noapte, dar Abia a ajuns puternic. Și vă întreb acum, prin ce a ajuns puternic? Prin faptul că nu s-a compromis, ci a rămas credincios lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a uitat la el și a zis: bă, dar nu s-a compromis în asta. Bă, dar nu s-a compromis în aia. Bă, dar nu s-a compromis în aia. Și a zis Dumnezeu: știi ce? Îl fac puternic. O trecut ceva vreme. Vreau să spun ceva. Când nu te compromiți, o să lupți și înainte și înapoi. Tot o să fie împotriva ta. O să fie Ieroboam cu 800 de mii împotriva ta și tu o să fii cu 400 de mii și o să te uiți. Dar vreau să spun ceva. Ăia 400 de mii nici nu ai nevoie de ei. Știi de ce? Că-i Dumnezeu în fruntea oștirii, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido. Am stat și m-am gândit și am zis: de ce ori au fost scrise? De ce? Hai să vă spun în ce caz. Pentru că a făcut ce a fost bine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu s-a compromis. Pentru că a rămas tare, puternic, încredințat în Domnul. Și ascultați-mă ce vă spun. Tot ce a făcut, a făcut după cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis: pentru că mă iubește, pentru că face ceea ce-i drept, pentru că nu s-a compromis, vin eu, îl ajut, termin inamicul și apoi știi ce? Cel care s-a ridicat împotriva lui, știi ce se va întâmpla? Va muri, iar pe el îl fac un om și un neam puternic. Vreți lucrul ăsta? E un cuvânt greu, știu. Și eu v-am spus, că mi-a mai spus acum recent cineva, zice: băi, fratele ăsta o să aibă niște probleme, că zice așa, vorbește de direct. Nu. Vreau să vă spun ceva. Când nu ești compromis, eu nu mă tem. Eu nu mă tem, n-am de cine. Că trecutul meu, eu vi l-am spus. N-am fost grozav nici înainte, dar m-am pocăit. Și dacă vreți să știți lucrurile grave care le-am făcut, vi le spun eu pe toate. V-am spus la mulți, v-am mai spus la unii. O venit cineva la mine să-mi spună: bă, tu ai făcut așa. Zic: auzi, ai vreo 2-3 ore, că stai, îți spun eu tot. Nu ce spui tu mie acum 2-3, tot îți spun, tot ce am făcut greșit. Dar între timp m-am pocăit. Și de când m-am pocăit, mă țin de Dumnezeu. Fraților, ne cere Dumnezeu să nu ne compromitem. Fac acum o paranteză și ne rugăm imediat. Zilele astea am vorbit cu soția și am zis în felul următor. Zic: măi, s-au mutat familiile astea din altă parte aici la noi, în statul nostru, și au venit împreună cu noi. Și am zis: mă, noi suntem obișnuiți cu bătaia. Că de 7 ani tot luăm bătaie. Dar am zis, zic, măi, i-am zis soție, zic: măi, ei care nu știu, să nu se îngrozească un moment dat, să vadă, zic: băi, fratele meu, ce aici, vai și amar, plecăm și ne ducem, că ne pierdem copii aici. Și am zis fratelui Pierre, 2 zile în urmă, treaba asta. Și știți ce a zis către mine? Zice: nu, zice, pe mine mă întărește mai tare treaba asta, că văd că Dumnezeu este cel care îi înfruntea poporului și merge înainte, că dacă n-avea împotrivirea asta, aș fi plecat de mult. Ascultați-mă acum, vreau să vă întreb ceva. De ce a fost nevoie să se ridice Ieroboam în cuvânt? Că a avut 800 de mii de oameni. Nu? Putea să zică: bă, nu să mă pun cu el. Că până la urmă... Când ții adevărul sus, când ești necompromis, tot se ridică împotriva ta. Ascultați-mă. Poți să se ridice toți împotriva ta, că Dumnezeu este cel care vine în ajutorul tău și toți care se vor ridica împotriva ta vor fi anihilați, pentru că Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: pentru că mă iubește, zice Domnul, de aceea, ce voi face? Enumerați-le voi, nu vă mai spun că timpul a trecut. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea seara aceasta să intrăm înaintea lui Dumnezeu. Și în rugăciunea aceasta pe care o vom face, va trebui să venim înaintea lui și să-i spunem: Doamne Dumnezeu, dacă îți mulțumesc pentru ceva în seara aceasta, dacă îți mulțumesc pentru ceva din toată inima mea, este îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că nu m-ai lăsat să mă compromit, Doamne.
Au venit oameni care mi-au spus tot felul de lucruri ciudate. Am fost, Doamne Dumnezeule, dus într-o parte sau într-alta, cu mintea, cu vorbele, cu toate lucrurile ciudate. Mi s-a cerut să fac și eu ceea ce fac alții, să meargă bine. Dar, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai ajutat să rămân, Doamne, cu mintea întreagă, cu inima dedicată ție, Doamne Dumnezeule. Și un lucru știu, să piară toți din jurul meu. Să se distrugă absolut tot din jurul meu. Eu una știu. Domnul este Dumnezeu. El m-a făcut, a Lui sunt. El mă pășun, mă duce la pășuni verzi. Îmi înviorează sufletul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și mă povătuiește pe cărări drepte. Din pricina numelui Său, zice cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă întreb acum pe voi, de ce din pricina numelui Său? Pentru că tu iubești numele lui Dumnezeu, pentru că tu vrei să faci voia Lui, pentru că Dumnezeu este centrul atenției tale. Și tu spui, Doamne Dumnezeu, nu mă compromit, pentru că vreau să văd lucrarea Ta. Și vreau să spun un lucru, numai de vei rămâne necompromis până la capăt, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va îmbrăca în slava lui Dumnezeu, îți va face trecere. Tu unul, împotriva la mii și mii de oameni, pentru că Domnul Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt. Intrăm înaintea Domnului rugăciune.